Vești deci, bune pentru Rovinăreni, aproximativ 1000 de locuri de muncă vor fi create anul viitor. O altă fabrică își va deschide aici porțile din vara anului 2019. Fabrica de componente auto va fi construită în apropierea stadionului din Rovinari. Încă un investitor a bătut palma cu autoritățile locale din rovinari și a decis să deschidă aici o fabrică de componente auto. Afaceriștii au ales deja locația, iar în vara anului viitor fabrica își va deschide porțile atunci când vor începe și angajările. Aproximativ o mie de persoane își vor găsi aici un loc de muncă. Se vor începe lucrările la noua fabrică din Rovinari, care în luna iunie își va începe activitatea. Anul viitor, în această perioadă, va trebui să aibă o mie de angajați. Nu este o poveste, este un lucru foarte real. Avem 350 de oameni, iar în următorul pas vom avea 1000 de angajați, a declarat primarul Robert Filip. Primarul Robert Filip este mândru de atragerea acestui investitor, dar și de proiectele pe fonduri europene pe care a reușit să le acceseze până în acest moment. Edilul vorbește de 300 de milioane de euro bani ce vor fi investiți în infrastructură, școli și spitalul din oraș.